Bună ziua și bine v-am găsit la din nou la ferma Grădina Bio. Ce facem în acest moment? Suntem din nou la rățuște. Ele au primit acum un așternut în partea din față, sau de la intrare, ca să zic așa, nisip. Uitați, le-a mai crescut penajul. Au primit și mâncărică, după cum se vede, mănâncă niște mălai cu boabe și cu verdeață. Și sunt bobocii cei mici. Unul este mai în spate, chiar în colțul casei, dacă se vede în dreapta. Iar cei cinci sunt aici. Sunt foarte cuminți, beau apă. Ceilalți sunt cei mari. Au început și ei să aibă alură de adolescență, să le zic așa. Cel care bea pizza acum este cel cu pene albe în coadă. Sunt foarte fericiți că au acest pad de nisip, să le zic. Și rățușca cea mare. Până acum aveam impresia că căpușorul este negru, sau mă rog, în spicat cu alb. Dar acum, după ce a terminat cu bobocii și a lăsat, să zic, că văd că nu mai sunt așa dependenți de ea, i s-a albit căpușorul. Poate asta e o caracteristică. Cel mare care a crescut aripile, nu cred că nu e obișnuit să și le țină, fiind mai grele, le-a lăsat în jos. Nu am mai văzut o perioadă de vreo câteva zile și chiar mi se pare acum că s-au mai mărit. Am auzit că e bine să mănânce nisip. Cu ocazia asta, dacă le-am lăsat aici nisip în zonă, sper să mănânce. Băci, 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 băci. Acum sunt mai la relaxare, să zic așa.
se văd clar dimensiunile rățoilor. Uitați-l pe acesta ce mare este. Măi, lasă-l în pace! Băi! Cum v-am zis eu, aici sunt destule muște și țânțari.